Imediat după alegerile locale din iunie, noul primar al comunei Trifești, Dan Lupu, a susținut că va face tot posibilul astfel încât să aducă gazul în comuna pe care o administrează. Recent însă lucrurile par să se fi schimbat, deoarece distribuitorul de gaze are dubii în ceea ce privește viabilitatea investiției, având în vedere că în comună nu există niciun consumator industrial și nu are încredere în intențiile de racordare ale consumatorilor persoane fizice. Deocamdată am discutat la cordon gaz, doar alimentarea cu gaz în Trifești, satul Trifești. Șoseaua principală, Sofrăcești, Trifești. La Miron Costin se va face pe extindere. La fel și apa și canalizarea. Deocamdată apa și canalizarea Miron Costin, următorul program pentru Trifești este prin extindere. Când credeți că veți reuși să puneți în practică această investiție? Numai proiectul durează 2 ani. Proiectul durează 2 ani. Nu pot să vă spun o dată fixă, o să avem gaz în 2017, când nu cred că reușim. Un consumator industrial, dacă avem, cred că avem un mare avantaj. Dar bănuiesc că dacă o să vină alimentare cu gaze, o să vină și investitori în comuna Trifești. Asta a fost și discuția. Bănuiesc că toată lumea așteaptă gazul. Pentru racordarea la rețeaua de gaze naturale, un trifeștean ar trebui să plătească pentru extinderea țevilor de gaz până la limita proprietății sale o sumă fixă de 1700 de lei, cu posibilitatea de achitare în două tranșe. În plus, branșarea costă aproximativ 4000 de lei pentru fiecare locuință. Am avut o discuție, mi s-a dat și o ofertă, deci este vorba până la limita proprietății o să fie 1700 de lei pentru fiecare branșament, după care se face cu firmă terț, care costă în jur de 1000 de euro. Deci 1700 de lei până la limita proprietății, asta este un preț fix. Da. Se dau în două rate. Dincolo, vorba de 1000 de euro, nu este bătut în cuie, știți? Este vorba de lungimea racordului. Da, depinde de poziția în care este amplasată casa. Primarul Dan Lupu a precizat că în trecut mai multe societăți industriale puternice au vrut să-și amplaseze sediile în comuna Trifești. Companiile respective au renunțat însă repede la idee atunci când au constatat că în comună nu există rețea de gaz metan.